Astăzi elevii de clasa 8 au susținut simularea pentru evaluarea națională în anul 2024. Anul acesta, în premieră, lucrările vor fi scanate și corectate digital. Prima probă a fost cea la limba și literatura română, urmând ca mâine să aibă loc proba la matematică. Astăzi, elevii clasei A8 au susținut simularea pentru evaluarea națională 2024. Anul acesta, în premieră, lucrările vor fi scanate și corectate digital. Prima probă a fost cea la limba română, urmând ca mâine să aibă loc proba la matematică. Simularea pentru limba și literatura maternă se va desfășura pe data de 7 februarie. De asemenea, elevii vor afla rezultatele obținute la simularea pentru evaluarea națională 2024 pe 23 februarie. Anul acesta, în premieră, corectarea se va face în platforma digitalizată. Fiecare lucrare fiind scanată după ce elevii termină de rezolvat subiectele. Ulterior, lucrarea va fi repartizată automat și aleatoriu profesorilor din alte județe decât cel din care provine candidatul respectiv. Peste 90% dintre profesori care au testat sistemul spun că în acest fel nu mai există posibilitatea unor erori efectuate în timpul corectării. Aplicația de evaluare digitală este administrată de Ministerul Educației și este bazată pe o tehnologie care a fost dezvoltată de specialiștii de la Serviciul de Telecomunicații speciale, elevii vor putea să intre în sala de examen de la ora 8.30, iar la 9 primesc subiectele. Din acest moment, elevii au la dispoziție două ore pentru a elabora lucrarea scrisă, relatează Antena 3.0.